Și cu mine, mă uit la voi și parcă vă văd că sunteți proști făcuți grămadă, mă. Drepți, validiați. Hai, mișcă, mișcă, drepți. Păi e posibil, mă, dacă ne vine vreun invitat în unitate, mă, zilele astea, ce facem? Ha? Ne facem dărâs, mă? Mă, dacă vine domnul Bush, mă, dacă vine domnii Jacques Chirac, mă, dacă vine doamna baronesă Jack Nicholson. Sau, mă rog, ăștia care mai mă cunosc eu. Ce facem, mă? Ne facem de râs? Domn sergent, permite să raportez. Pasul ăsta de defilare pe care ne-l cereți este mult prea greu. Așa este, domn sergent. Dar ce suntem noi? Michael Jackson? Nu putem! Mă-mi cade masca ca l-o mai sus amintitul când te văd cât de prost ești, mă, la cap. Până măcar că nu vă mai ustră ochii, șeful. Mă ustră, cocoasă, dar numai în contact cu inteligența ta cretinoidă, mă! O să vă frec de scot untul de voi! Domn sergent, dacă eu vă dau untul dinainte, pot să nu mai bag pas de defilare? Bun, păi faceți mișto... Da, nu face. Păi faceți mișto de mine, mă? Ia, valinează câte doi. Platon, dă-i drumul și cumpără 3 pâini. Ia. Ce pui cu stângul înainte, marș pas de defilare. La stânga, prejur. Stai! Bravo, mă! Acum executați figura aia grea cu piruletă ca întoarcerea megastarului, după care mersul ciumec. Drepți! Drepți! Că vă calc în picioare! Valideați! Auzi, bă, gogoașă, pe tine te-a făcut mătaia copilă de bowling, mă? Mi-ai spus, șeful, că la cap seamănă. Băi, incompetenților, mă, de câte ori să vă arăt, mă, să epuizez talentul meu inepuizabil, mă? Vă explicați, idiote. Pasul de defilare îți bate într-un singur mod. Înainte, marș, stâng, drept, stâng, drept, stâng, drept. Ai, bine, cazul tău, gogoașe, ar fi stâng, 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 stâng. Bună! După care, ai terminat pe stâng, faci pasul ăla lui megastarul lui Michael și pornești în pas de... Oh, the Billie Jean, get my love, the Billie Jean, not my love, oh! Idiotule! Băi, șeful, dar ce ați pățit? Vă cade fața ca lui Michael? Ce e aici, mă, școală populară de arte? Cămin cultural? Ce e aici, mă, școală de cămin popular pentru cultural? Domnul comandant, permite să raportez. Domn sergent ne învăța un nou pas de defilare. Exact, șeful, că odată e ziua României. Sergent, spre știința ta, e în fiecare an ziua României. Bun, cum ordonează dumneavoastră. Băi, atenție la mine. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, avem onoarea să... Să mâncăm carne, șeful! Exact, caporal. Iar tu vei fi primul care vei mânca. Dar trebuie să vedem întâi dacă nu ești cumva alergic la carne. Trebuie să scoți limba să vedem. Cum e? E fragedă? Gură! Așadar, spuneam, cu ocazia zilei de 1 decembrie... Urmează să căzduim în sânul unității noastre pe domnul președinte Iliescu. Wow! Exact, wow! Domnia sa vine să vadă cum serbează prima unitate NATO din România, ziua națională. Bă, voi știți ce înseamnă asta? Domn comandant, ziua de 1 decembrie înseamnă unirea dintre...
superior care trebuie să exprime gândurile tale atunci când ești deosebit de prost și nu ești în stare să te exprimă. Ce bun? Unirea reprezintă... Asta, ziua națională a României este ca când... Cum era aia când am... Cum să vă explic eu ca să înțelegeți și dumneavoastră? Deci reprezintă unirea poporului dac cu poporul german, care a fost înculunată cu succes după 9 luni de nașterea poporului francez. Ăsta german, ăsta francez, sovietic. Zi-mă cum este. Român. Român! Excelent, sergent. Dar să nu mai spui la nimeni definiția asta. Bă, voi știți ce înseamnă să vină la tine în unitate președintele țării? Protocol de gradul 0, domnul comandant. Exact, soldat. Adică caviare, somoane, salăți. Să-i mai dau niște cărniță, șeful. Numărul 1. Vreau să-mi pregătiți o super defilare. Numărul 2. Vreau o persoană care să dea mâna cu domnul președinte. Eu, șeful, că știți, eu am experiență. Eu când eram mic am dat noroc și cu tovarășul Ceaușescu. Șeful, nu ăsta că-i ghinionist. Dă-te mai că de cauza ta la pușca la Târgoviște. Altul, șeful. Dacă îmi permiteți, dau eu noroc cu domnul președinte pentru că sunt singurul din Pluton care mă spăl pe mâini. Întrebați-l unde se spală. În closet. Pot eu, șeful? Tu nu, bă! Tu nu că știi că ești bâlbuiș, când te bâlbuiș muslima, ce-ți strângi pe omul ăla de mână, de nervii, mai rup și deget. În concluzie, altul în afară de mine nu mai există, șeful, așadar mă sacrific eu. Sergent, să știi că nu e ușor. Ai, șeful, de acolo, că e o strângere de mână, cine? Da, dar să știi că trebuie să ți-o sterilizăm. Da. Auzi, mă, când dacă mă sterilizează, mai fac copii. A, nu, nu mai vă rog! E, domn sergent, nu mai vreți să dați noroc cu domnul președinte? Nu, boule, nu mai vreau sterilizare! Păi stați puțin, că asta a fost doar o sterilizare chimică! Sterilizarea cu acid chimică! Și urmează cea termică! Da, mă, dar stai puțin să-i micșorăm întâi mâna! Ce, mă? Păi da, așa a zis domnul comandant, că aveți mâna prea cazma pentru mâna finuța lui domnul Iliescu. Ce să facem? Măi, pupă, să stai, mă, că mai întâi trebuie să încercăm la cal, zic eu. După aia mai loc din ea, așa. Da, da, da. Și după aia trebuie să facem și sterilizarea termoelectrică. Aici ai apă clocotită și un țipar electric. Poftiți, vă rog! Mai încerc, băi, că se aude până la Cotroceni. Mai țipă ăștia mult, îl sperie pe omul ăla și nu mai vine. Alo, da. Să trăiți, domn ministru. Ordonați. Am înțeles. Domnul președinte vine mai devreme de ora stabilită. Am înțeles. La ce oră? A, nu puteți să-mi spuneți. E secret. Știți cumva de ce? N-ai bine să repetăm o dată scena aia cu strângerea de mână, că mi-e frică că o să leșim. Da, să trăiți. Simularea este pregătită exact așa cum ați dorit. Rogașă! Ei! Olo! Hai, mă, variniați! Măi, dragă, puteți să-mi spuneți, vă rog, unde este unitatea NATO numărul... Aici este domnul președinte, să trăiți! Perfect! Înseamnă că meandrele concretului m-au îndrumat exact. Trecând la alt aspect, mai exact la sinergia faptelor, aș vrea auzi, să... Bă, dacă stai cu o sinergie în botul ăla cât de bandajată, ea cred că vezi numai meandrele concretului, mă! Păi, cât mai zic pe mine? Hai odată să exersăm salutul ăla, că mă doare mâna de păi, am primit o amenințare cu... Să trăiți, domn președinte! Aș și sosit deja? Șeful, ăsta e... Sergent, ai nebunit? Președinte lui Iliescu, îi te adresez cu domnule! Am înțeles cum ordonați dumneavoastră. Lăsați. Pe loc repau, soldat. Mă, dacă îți bag un cap în gură... Băi, sergent, ai nebunit? Cum vorbești cu președintele țării? Ne scuzați, vă rog, știți, are o problemă cu mâna și cred că i s-a urcat durerea la cap... Cereți mă scuze imediat! Mă scuzați, excelență! Cum te numești, sergent?
Mârlane. Mârlanul Ferdinand. O strângere caldă de mână. Aaaa, idiotule! Sergent, treci imediat la arest! Gogoașe? Păi dar nu v-a zis șeful că e gogoașe? Ce mama dracului? Bă, că te calcă în picioare de idiot! Mă, băiați înnebuniți! Marș și media și dezechipează că dintr-o clipă într-alta trebuie să sosească adevăratul președinte. Da, să treci. Idioților! Vă bate joc de mine, a? Mă, vă bate joc de șeful? Nu, domnul comandant. Noi simulam cât mai veridic întâlnirea. Unde este soldatul Anca? Îmi permisie să trăiți. Dumneavoastră i-a semnat-o. Să se prezinte imediat la unitate. Din clipa de față, suntem în alarmă de gradul 0. Asta e alarmă de-aia pentru Barăsan, șeful, nu? Nu, mă! Acum câteva minute am primit un comunicat de la comandamentul NATO, în care ne-a anunțat că s-a primit o amenințare cu moartea la adresa președintelui României. Ci că este vorba despre un comando sinucigaș, format din femei care sunt pline de explozibili. Vor să intre în unitate să arunce unitatea în aer când este președintele aici. Domnul comandant, nu puteți să vorbiți dumneavoastră cu domnul președinte să vină și dânsul în altă zi că... Parcă n-a sărit în aer tocmai astăzi. Prea târziu. Iar președintele Iliescu nu este un laș. Și a devansat doar venirea aici ca să dejoace planurile teroriștilor. Păi, și noi ce trebuie să facem, șeful? Trebuie să fiți cu ochii în patru. Iar dacă vedeți femei suspecte pe la gardul unității, raportați imediat. S-a înțeles? Nu, da, da, da! Continuați! Continuați! Ce facem, domn sergent? Aveți vreun plan? Sigur că am, mă! Așteptăm după ușa aceea. Când vine gogoașe, scoate câte un bocan și carte-mi în cap 20-30 de bocan și să învețe minte filar mama lui Anaiba, că uite ce mi-a făcut la mână. Să învețe să mai dăi ciubec chinescu pe aici. Nu, domn sergent, eu la teroriste mă refeream. A, la teroriste, da, bă. Alea să fie, bă, că n-am mai văzut puicuță din unitate de când m-a făcut sergent, bă. Deci, eu mă văd cu Iliescu. Iliescu s-a văzut cu Buș. Conform regulii de trei simple, e ca și cum m-am văzut cu Buș. Sunt tare, nene. Alo, da. A venit deja? Vin imediat. Să trăiți, domn ministru. Pe la ore pauză. Da, domnul președinte unde e? A zis că vine imediat, dar vrea mai întâi să vorbească cu soldații prin dormitoare. Am înțeles, vrea să ia pulsul armatei. Sper că ați pregătit o defilare impresionantă. Da. Că vine gogoașa acum, să vezi ce Iliescu să mai crede el după ce îi umplu spinarea de bocanci. Na, mă, gogoașa! Da-te să-i dau și eu! Na, mă! Na, mă! Ia zi, gogoașa, cum e acum cu meandrele concretului, hai? Na, mă! Da! Că ce faceți, bani, tocmai în dormitor v-ați găsit să bateți păturile? Gogoașă? Da, gogoașă, ce e? E chiar președintele? Dacă ne-am nenorocit, o să-mi fundăm pușcăria. Sper să nu-și aducă aminte cine l-a lovit, că poate ne grațiază, eu știu. Și noi acum ce-i spune lui domnul comandant? Gogoașă! Dă-i drumul înapoi de unde ai venit. În clipa asta și te îmbraci înapoi în Iliescu, după care îi ții locul lui președintele până își revine el, bă. Ne-am înțeles? Nu pot, șeful. Bă, e un ordin! Șeful, nu mai vreau să joc rolul, vă rog. Bă, Gogoașă, dacă te rog eu frumos de tot, cât făcea de sufletelul meu ăsta mic și amărât, dacă te rog din suflet și te roagă și băieță, rugați-l, bă, ce băi! Și te roagă și băieță, ne-a și iartă-ne și salvează-ne! Bine, mă, bine, dacă mă rugați așa... Mulțumim, mulțumim! Mă duc, mai dragă! Mă schimb! Ce? Domn sergent! Dar cu președintele ce facem?
Ce facem? Există vreun regulament ăsta pentru președinți bătuți în cap cu bocanci? Nu există, domn sergent. Dacă nu există bocanci, voi acolo. Da, da, gata, îl bat. Bă, tâmpitule, păi în valiză, ce noi avem președinte chinez? Băgați-l acolo, pat. Hai, hai să-l ridicăm, hai. Încet, hei, încet. Rup! Hei, rup! Hai, mă, trageți husa aia odată pe el, că acum vine comandantul. Încet, încet. Valerian, 6! Păi, Lore, paus. Păi, nu a fost cumva pe la voi prin dormitor domnul președinte Iliescu? Nu! Vă dați să treci! Ne scuzați, sunt un pic emoționați datorită evenimentului. Deci? Deci a fost, dar s-a dus la... Adică s-a dus acolo unde și președinții merg singuri, nu? A, da, a. La acolo, da. Aha. Să trăiți, doamnă președinte, sunt comandantul unității. Știu, mai dragă, știu. Mi-am zis băieții. Apropo, bun băieți. De când nu i-ați mai avansat? Domn președinte, mă scuzați, telefonul da. Roșu. Da, mersi. Da, da, dragă. Cum? Lăsase? Dă, dragă, afară din partid. Și ce mă interesează pe mine că e prim-ministru? Apropo, unde rămăsesem? La avansări, domnul președinte. Deja nu vă mai aduc aminte. Frate, când l-am văzut ce față are, nu mai puteam. Ce te uiți, mă, tilicare, așa, a? Scuzați. N-are, mă, nimica. Dar pune ceva sub barbă, să nu te faci fleașcă. Așteptați-mă un pic, mă duc să-i chem pe fraierii aia să vă vadă. Mă, lasă gluma. Băi, nu pot, trebuie să-i fac eu să se oftice, să le iasă ochii din orbite. Domnule președinte, permiteți-mi da. Să vă răpesc câteva minute. Nu vreți să vizităm și restul unității? Da, dragă, da, sigur. Poftiți, vă rog, da. Aici. Mulțumesc, mulțumesc. Poftiți. Voi pregătiți defilarea. Bă, mare baftă am avut cu gogoașul ăsta, ai zis că e prost, dar nu e. Domn sergent, păi da... Cu originalul ce facem, domn sergent? Lasă-l, bă, să doar mai noi să ne pregătim de defilare, că ne ocupăm pormă de el. Băi, am uitat să vă spun de teroriste. Băi, dacă vedeți ce bucăți v-am adus, muriți! Să trăiți, domn comandant! Bine că ai venit. Echiparea și imediat la paradă. Păi da, dar eu... Știu, știu, s-a revocat. Și ai grijă pe culoarele unității cum mi te fardezi, că avem în vizită pe domnul președinte Iliescu. Președintele României? Da. Și ai grijă, dacă îi întâlnești pe amețiții aia, spune-le că obiectivul teroristele a fost alarmă falsă. S-a înțeles? Să trăiți. Șeful, teroristele! Mamă, cum arată! Chiar că sunt... teroriste. Eu zic să ne anihilăm. Ce să anihilezi, mă? Permis tu să anihilezi așa ceva, mă, prăpăditule? Domn sergent, eu vorbesc serios. Lăsați-l la aibii de eros, că vi s-au suit hormonii la cap și poate se rim în aer. Vedeți că degeaba au ales teroriștii femei? Domn sergent, pupă-ți are dreptate. Dar cum le anihilăm? Cum le anihilăm? Metoda Mârlanu, bă, metoda mea clasică. Le agățăm frumos, le invităm la o ceașcă de ceai, o cafea, o țuiculiță, le ducem în dormitor la un dans, după care le dezbrăcăm, bă, și odată dezbrăcate, e ca dezamorsate, mă înțelegi? Fiți atenți la mine cum procedăm. Să rog la păsăricilor, bem o țuică. Hai, auzi? Nu era păcat, măi, fetelor, să pierdeți timpul pe la poartă acolo, sărbătoreați Ziua Națională a României în frig, nu? Da, în loc să stați aici cu noi, să dansăm, să ascultăm o muzică, să ascultăm o... Dacă află domnul comandant că am introdus teroristele în unitate, înfundăm pușcăria acolo, murim. Nu ne mai grațiază nici domnul președinte Iliescu. Auziți, mă, fetelor, n-ați vrea voi puțin să schimbăm stilul, a?
Să facem ceva mai tematic, așa? Ce adică mai tematic, domnul sergent? Hai că și tu pari prost, dar dreptul, mă, să facem un striptease, mă, înțelegeți? Chiar, da. Da, ca să nu vă complexați, începem noi, băieții, da? Da. Hai. Hai. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Soartă, fir ar să fie ea de soartă. O permisie am primit și eu și atunci trebuie să revoce, trebuie să vin de nou în unitate și... Fir ar, n-ai bată, mai uiți, te mai uiți, mă, te mai uiți, mă, mult, te mai uiți, te mai uiți, tu servești și au venit la noi în unitate și... Domnul președinte? Domnul Iliescu! Și ăsta cine mai e? Eu sunt un comandant. Gogoșă! Iar tu, mă! Poate mi-explică și mie cineva, măi dragă, ce se petrece aici. Domnule președinte, știți... știți... ce e Gogoașă? Vă spune, domnule președinte, știți, ne-am temut pentru viața dumneavoastră și ca să dejucăm planurile eventualului atentat, m-am oferit eu să fie în locul dumneavoastră. Exact, domnule președinte. Și mie de ce nu mi-a spus nimeni nimic? Domn ministru, păi știți ce este strict secret? Rămâne strict secret. Păi atunci vă felicit, măi dragă. Mai aveți și alte surprize? Bineînțeles. Am pregătit o paradă excepțională. Porniți defilarea. Defilarea. Toți soldații să se prezinte imediat pe platou. Atențiune! Urmează compania mea, băieții despre care v-am vorbit. Corino, fă-mi și mie legătura, mai dragă, cu președintele partidului, cu Năstase. Domn președinte, mă scuzați, dar domnul Adrian Năstase nu mai e președintele partidului. Cum nu mai e? Nu mai e, l-ați dat noastră afară ieri. Atașat de daci, împreunat, încununat și ceea ce a dus la încununarea cu... După nu, no, nu ne-a Bineînțeles, bineînțeles. Vă rog frumos, pe aici. Da. Sabotaj, domn președinte, sabotaj! Poate te doare mâna. Merge! Au! Și acțiune! Au, mâna mea! Hai, mă, Melia, merge sau ce? Clar, am început bine.